Citeam nu demult despre un copilaș aflat la bordul unui vas care se juca pe punte și la un moment dat vasul a intrat în furtună. Cei care erau pe vas, pasagerii, au intrat în panică și copilul, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, așa a continuat joaca mai departe. Stătea liniștit și la un moment dat unul din pasageri, revoltat de liniștea copilului, s-a apropiat de el și a spus: auzi, dar ce-i cu tine? Tu nu vezi că suntem în furtună, nu mergi, nu cobori jos în cală, nu, tu stai și te joci simplu, liniștit, în pace. Toți suntem aici într-o forfătă, toți suntem aici, fugim pe punte, unul după celălalt, jos, și tu liniștit. Și copilul și-a întrerupt joaca, s-a uitat la el și a spus: Domnule, mie nu mi-e frică de furtună, pentru că cel care conduce vasul e tatăl meu. M-a luat cineva în batjocură zilele trecute pentru că i-am spus despre tăticul meu și a zis: ce tot te lauzi cu tăticul ăsta tău? Și i-am zis: dragul meu, eu sunt un simplu copil, dar tăticul meu ține în mână universul. Întrebarea mea este: ai un astfel de tătic? Ai un astfel de tată? În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, se vorbește despre 4 certificate de naștere pe care le putem avea, din care 3 te duc în iad și unul singur te duce în cer. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Primul certificat de naștere, născut nu din sânge, adică născut din sânge, sunt unii care numai certificatul ăsta de naștere îl au. Al doilea certificat de naștere, născut din voia firilor. Al treilea, născut din voia vreunui om. Dar mai este o categorie de oameni, dragii mei, care s-au făcut rost de un certificat de naștere pentru că ei sunt născuți din Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului! Vă doresc un astfel de tată, vă doresc o astfel de naștere, vă doresc când totul va trece, când casa ta și casa mea va arde cu trosnet, când mașina ta și mașina mea se va topi de marea căldură. Tu să poți să stai liniștit, să te uiți în sus și să spui: eu l-aștept pe tata să vină să mă ia. Dragii mei, în această dimineață am acest îndemn să vorbesc despre binecuvântări în vremuri de criză, binecuvântări în vremuri de restriște. Dacă vă uitați la vremea pe care o trăim noi în aceste zile, este o vreme grea, este o vreme de criză, aș putea spune. Nu neapărat materială, ci în primul rând o criză spirituală, o criză în care oamenii fac ce doresc. O criză în care, cum se spune aici la ora de rugăciune, se dau legi în favoarea firii omului și în defavoarea lui Dumnezeu. Trăim o vreme în care lumea îi spune lui Dumnezeu: ieși afară, valea! Du-te din familia mea, ieși din casa mea, ieși din orașul meu. Trăim o vreme când din Constituție, dragii mei, se scoate numele lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că în aproximativ 3 sau 4 ani nu o să mai putem predica ce putem predica astăzi. Pentru că la sfârșit nu o să ne aștepte 3 feluri de mâncare, ci niște comisari. Pentru că lumea în care trăim, dragii mei, trăiește și parcă îi place o lume și un timp și o voie fără Dumnezeu. Vreau să vă spun însă, dragii mei, că nu mă refer la criza asta în primul rând, ci mă refer la momentele în care încercarea vine peste familia ta și peste familia mea. La momentele în care se termină ceea ce ai în frigider. La momentul în care un copil te sună de la școală și spune: tati, am apendicită. La momentul în care fata care o vrut să dea la Cluj îți spune: mami, n-am intrat. Și la astfel de momente, dragii mei, de încercare, de criză, de momente grele, la astea mă refer. Și în introducere vreau să vă spun ceva. Încercarea va veni peste fiecare familie din biserică, pentru că încercarea a venit și peste Avram și peste Lot. Încercarea vine peste tine și dacă vii și marțea și joia și vinerea la biserică și duminica dimineața și duminica seara. Și încercarea vine peste tine și dacă vii numai la Paști, la Crăciun sau numai când îți musafiri.
Încercarea a venit și peste Avram, omul care în Geneza a avut cel puțin 5 altare ridicate. Și încercarea a venit și peste Lot, omul care nu a avut niciun altar ridicat, pentru că o zis, dacă unul e pocăit, e în comitet, e păstor, e proroc, ce să mai fiu și eu pocăit? Dragii mei, aș vrea să fac o paranteză legat de rugăciunea care am făcut-o pentru bolnavi. În timp ce stăteam acolo pe bancă și se dădea aici îndemn la rugăciune, am primit acest îndemn să vă spun aceste lucruri. Știți care e problema noastră ca și oameni când ajungem în încercare? Știți ce facem noi? Cum vine problema peste familia mea sau peste familia ta, intrăm în panică. Sună păstor, sună 5 proroci, cheamă la ungere vreo 3-4 presbiteri, panică totală. Bilete la amvon, rugăciuni peste rugăciuni, frate, Domnul te vindecă. Și de multe ori mințim pe oameni. Și de multe ori le promitem marea și sarea și nu rămân cu niciuna. Dragii mei, în această dimineață, stând acolo pe bancă, am înțeles ceva ce vreau să vă spun în introducere și poate pentru cei care sunt în încercare, va fi un motiv de întărire a credinței lor. Dacă vă uitați în viața lui Avram, încercarea a avut un scop, încercarea a avut un timp și încercarea i-a luat și era mai drag. Dacă vă uitați în viața ta și în viața mea și vă uitați în viața dumneavoastră, dragii mei, când vine încercarea, Dumnezeu nu îți dă o încercare ca în seara asta să intri în panică, telefoane, ungeri. Unul din motivele pentru care a venit încercarea în viața lui Avram, mi-a spus acolo în Geneza 22, dacă nu mă înșel, văd acum că te tem de mine. Și peste unii vine încercarea pentru că ei nu se tem de Dumnezeu și Dumnezeu vrea să-i aducă la un nivel în care să se teamă de Dumnezeu. Noi trăim cu această impresie că avem un primar pe care îl cunoaștem, că avem un doctor la matern care ne rezolvă, că în Cluj sau în Arad putem să ne rezolvăm o naștere simplă sau ușoară și nu e o problemă mare asta. Problema este când Dumnezeu intră pe locul 2 sau 3 sau 4 sau 5 și cunoștința ta și cunoștința mea ocupă primul loc. Dumnezeu zice, e timpul să intervin în încercare în familia lui. Și tu în loc să înțelegi scopul încercării, intri în panică. Telefoane, bilete, fraților, rugați-vă. Și Dumnezeu zice, nu asta e scopul. Numai ce ai intrat de 2 ore și tu vrei să deja să ieși și vine unul să facă cu ungerea, nu se întâmplă nimica. Nu că nu-i bună ungerea sau că nu-i bun uleiul. Pentru că tu și eu nu înțelegem scopul încercării. Dar mai este un scop în încercării și la asta o să spune Țamin mai tare decât la prima parte. Spune în Ioan 15, orice mlădiță care aduce roadă, el o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Dragii mei, ascultați-mă ce vă spun astăzi. Dumnezeu ne-ar putea vindeca la un minut după ce ne dă cancer. Dumnezeu ne-ar putea vindeca la o oră după ce analizele au ieșit pe minus. Dar Dumnezeu zice, tu până acum ai adus rod. Dar eu te trec prin încercare ca să aduci și mai mult rod. Înțelegeți? Închid paranteza. Dar m-aș bucura atât de mult să înțelegem scopul încercării. Pentru că dacă nu, dragii mei, eu cred că cuptorul și ei, perioada se va mări până ce vom înțelege de ce Dumnezeu ne-a pus în cuptor. Eu zic, Doamne, binecuvintează pe toți cei care sunt în necaz astăzi, în cuptor. Dar ascultați-mă ce vă spun. Cel mai aproape am fost de Dumnezeu în viață, când nu mergeau lucrurile cum vroiau eu, cum vroiam eu. Cel mai rugativ am fost când eram în probleme și în încercare. Și când am avut frigiderul plin și cămara plină și mașina la scară și totul mers bine. Nu știu dacă mă rugam în fiecare zi. Și spune acolo la un moment dat într-un psalm, când strigă un... Acum, care dintre voi v-ați bucurat să zică fratele Simi, fratele nenorocit de pe ultima bancă să cânte o cântare? Comitet deja, panică, da? Plecat acasă, cum adică mă numești nenorocit pe mine? Dragii mei, am înțeles un lucru în viață. Dumnezeu lucrează cel mai bine cu mine și cu tine când suntem nenorociți. Dumnezeu lucrează cel mai bine cu tine și cu mine când nu mai avem nicio pilă, nicio cunoștință, nicio altă frânghie la care să apelăm. Când spunem, Doamne, falimentez, Tu ești ultima mea șansă. Dumnezeu zice, acum ești cel mai bine. Acum e cel mai ușor să lucrez cu tine. O mers Ieremia în casa olarului și încheie introducerea cu acest lucru. Și vasul care nu a ieșit, și poate ești în biserică și mă adresez tinerilor, până la 18 ani ai fost în biserică și nu a ieșit ceva din tine. Știi ce face Dumnezeu? Strică tot lutul. Îl frământă
și începe de la zero. Știi când te va durea cel mai mult? Când vasul de rut se strică. Vei plânge ca și mine pe străzi. Vei sta undeva să nu te vadă nimeni. Te vei întâlni cu frați pe stradă și te vei ascunde ca să nu-ți vadă lacrimile din ochi. Dar atunci Dumnezeu va lucra cel mai bine cu tine. Eu zic, Doamne, lucrează în viața fiecăruia. Și fă din noi, când încep să ne modelezi, fă din noi niște vase care să purtăm în noi, niște miresme folositoare și oriunde mergem, să putem mirosi frumos a Hristos. Amin. Prima binecuvântare, dragii mei, care o înțeleg într-o vreme de criză, într-o vreme de restriște, este binecuvântarea ca soțul, tatăl dintr-o familie, să se teamă de Domnul. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei, robul tău, bărbatul meu, a murit. Și știi că robul tău se pricepea tare bine la afaceri. Știi că robul tău venea numai duminică seara la biserică sau când era pus să predice. Nu. Știi că robul tău făcea fel și fel de a... Nu. Într-o zi, dragii mei, și vreau să pun acum tuturor bărbaților din sală întrebarea aceasta și o fac cu un scop de a trezi în noi acest simțământ de responsabilitate. Dacă mâine sau astăzi tu mori sau eu mor, ce va spune soția ta conducerii bisericii? Va putea spune, auzi, știi că soțul meu a fost omul care a mijlocit și a purtat jugul lucrării, poate nu a fost totdeauna în față, dar în spate, să spune soția, l-am văzut cum stătea pe genunchi pentru bunul mers al lucrării. Știi că soțul meu a fost la 9 fără 10 și știi cine aleargă cel mai bine în Ioan, scrie asta, cel mai repede, și cine aleargă la un mormângol, la o închinare, la o părtășie, cei care îl iubesc pe Iisus și cei pe care îl iubesc, iubește Iisus. Ucenicul pe care îl iubea Iisus alerga mai repede. Știi că soțul meu era primul la adunare? Va putea spune, dragii mei, soția ta sau soția mea, va putea spune lucrul acesta? Mă uit la Avram în dimineața când o înțeles de la Dumnezeu mesajul acela de a-l duce pe Isaac pe muntele Moria. Putea să zică soția, lasă-mă și cu prorocile și cu vedenile tale, că știu ce prorocie ai. Lasă-mă și eu, că știu eu, seara stai la un film, la o telenovelă și acum vei cu prorocie aici și cu mesajele la Domnul? Lasă-mă, știu, cu pocăința asta ta. Mă întreb eu, așa auzi soția lui? Cred că soția lui s-a luptat cu ea să tacă pentru că știa că soțul ei e un preot adevărat în familie. Știa că ceea ce vorbește Avram cu Dumnezeu se împlinește. Ceea ce Dumnezeu îi cere lui Avram are valoare și va trebui dus până la capăt. Apropo, ce ați fi făcut dumneavoastră ca bărbați dacă v-ar fi cerut Dumnezeu lucrul acesta? Ia pe fiul tău și zice Avram, o, slavă Domnului, ia pe Ismael. Stai un pic. Ia pe fiul ăla pe care îl iubești, că noi vrem să dăm Dumnezeu lucrurile second hand ale noastre. Ceea ce nu ne costă, dar auzi Dumnezeu, când vine încercarea în viața ta, îți va lua ceva de preț. Țineam unul din copiii noștri pe braț într-o zi recent și mă uitam la ea, la fetiță. Și Domnul îmi spune, dacă ți-aș cere o mâine, mi-ai putea da-o? Era să o scap din braț. M-am prăbușit. Pentru că am înțeles că atunci când vine încercarea în familia ta și în familia mea, Dumnezeu s-ar putea să-ți ia ceva de preț ca să te coste ceva. Și Avram pleacă dinspre dimineață și pornește și merge la muntele Moria. Ascultați-mă, și peste Avram și peste Lot a venit încercarea. Dar consecințele încercării au fost diferite. Avram coboară cu Isaac de mână. Lot rămâne fără soție. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că tata trebuie să dea tonul într-o familie și dacă tata dă tonul spre o pocăință ieftină, familia va trăi o pocăință ieftină și implicit va afecta și biserica. Dar dacă tata dă tonul spre o pocăință după voia lui Dumnezeu, spre o pocăință care costă, spre rugăciune, spre o închinare adevărată, vreau să vă spun că tatăl acela este o binecuvântare pentru familia aceea. Mi aduc aminte de un caz pe care l-a povestit cineva și spunea despre o fată a unui frate din adunare, într-o dimineață a plecat de acasă și fără să-i spună tatălui unde merge, a plecat cu câțiva prieteni cu mașina și la un moment dat, peste câteva ore, poliția suna la ușă
S-a deschis ușa și tatăl a ieșit afară și a încremenit. Da, să mă vezi un polițai la ușă și știi că fata e plecată de acasă, te gândești imediat la ce e mai rău. Și într-adevăr era ceva rău. Și polițaiul i-a spus, domnule, nu știu cum să spun, dar fata ta a murit într-un accident groaznic. Și fata ta, pe lângă că a murit în accident, era cu câțiva băieți și câteva fete care băuseră alcool. Și mai am ceva să spun, chiar fata ta a băut un pic de alcool. Și omul ăsta i-a trântit ușa în față la polițai. A coborât jos, pentru că avea o armă de vânătoare jos în pivniță. A încărcat-o și a zis, mă duc și îl împușc pe cel care i-a vândut alcool fetei mele. Însă când a ieșit din casă pe o mobilă, a găsit un bilet care spunea așa, tati, nu te-am mai trezit azi dimineață și te rog să nu te superi pe mine, dar am găsit unde vei tu un loc ascuns în pivniță, un butoiaș cu vin. Te rog să nu te superi pe mine că ți-am luat și eu câteva de acolo, să am duc și la prietenii mei să fie mai, să ieșim mai ieftin astăzi. Și în momentul acela omul s-a blocat. A pus pușca la jos pentru că știa pe cine trebuie să omoare. Omul ăsta poza să zic că e ok, că e în regulă, că e bine. Că avea o viață la biserică și o altă viață acasă. Că în fața preotului sau în fața păstorului era bine. Dar în ascuns făcea lucruri care i-au afectat familia. Eu cred că astăzi aici și sper să nu fie astfel de tați. Dragii mei, dacă îmi doresc ceva pentru biserica aceasta, dacă îmi doresc ceva pentru cei care sunt prezenți aici, este ca toate familiile să aibă tați care să se teamă de Dumnezeu. Și una din poeziile care îmi plac foarte mult și încheie acest punct cu această poezie ca să vă motiveze la o trăire sfântă cu Dumnezeu, spune în felul următor. Când tata se roagă, el nu folosește cuvinte rostite mereu la amvon. Vorbește de lucruri diverse, firește, dar toate sunt altfel. Și vorbe și ton. Când tata se roagă la dânsul acasă, el vine la Domnul cu multe nevoi. Dar tot ce-l frământă și tot ce-l apasă mai mult decât toate atunci, suntem noi. Când tata se roagă în casă, îi tăcere. Ce calm! Ce adâncime îi tremură în glas. Noi ochii ne închidem și până în unghiere se aude bătaia bătrânului ceas. Când tata se roagă, el basme nu spune, îi ies de pe buze cuvinte fierbinți. Rugându-l pe Domnul să facă o minune, să-i fie băieții mai buni, mai cuminți. Când tata se roagă, mereu își arată dorința aprinsă ce o poartă în piept, să nu se mai certe ai săi niciodată. Să umble cu teamă pe drumul cel drept. Când tată se roagă, simțim o putere de sus cum coboară precum un șuboi. Și în inima noastră se naște o durere, că tatei durerii producem și noi. Când tata se roagă, pricep și tu, frate, că poate e și el uneori supărat, că nu îi se face într-una dreptate, că multe necazuri spre el se abat. Dar tata se roagă, și iarăși se roagă. Suspină și geme și cere ajutor și dacă se roagă de o viață întreagă să fie acesta un lucru ușor? Da. Tata se roagă, deși câteodată noi nu înțelegem cuvintele lui. Îi strângem puternic mâna de tată, ca alta mai gingașă și mai caldă noi. Tata se roagă. Cu zarva e gata, dar mâine intrând în al slavei palat, păstrăm, spuneau copiii acestui tată, păstrăm amintirea eternă că tata, o viață întreagă cu foc s-a rugat. Dacă ai ca tânăr un astfel de tată acasă, du-te și strânge-i mâna și roagă-te lui Dumnezeu să-l țină în viață. Am avut parte de un astfel de tată și încă mai am parte de un astfel de tată. Dacă n-ai un astfel de tată, sau dacă nu ești un astfel de tată, ascultă-mă ce spun astăzi și nu vreau să te jignesc. Dar în ziua când va merge fata ta la cimitirul tău sau la cimitirul meu, nu se va gândi la modelul mașinii care am avut-o. Nu se va gândi dacă am câștigat 500 de euro sau 1000 de euro. Și la ce se va gândi fata noastră sau copilul nostru? Va zice, tata a avut mâinile muncite greu.
Dar la fel cum îi erau mâine, era și Biblia lui. O Biblie uzată. Și spunea cineva, o Biblie uzată de mult citit e ștampila unui suflet bine hrănit. Învață de copil calea. Și de aici trebuie să pornească, de la tată trebuie să pornească totul. Prea mult cad pe mamele noastre. Dacă am ceva împotriva multor bărbați, este că așteaptă de la mama să facă și altare familiale, și mâncare, și spălat, și curățenie, și tot. Sunt chemați azi ca preoți și nu știu cât dintre voi vă doriți ordinare în biserică, dar noi toți am fost ordinați în ziua nunții noastre, ca preoți în casă. În al doilea rând, mai există o binecuvântare în vremuri de criză. Știți care e binecuvântarea asta? Binecuvântarea de a avea la cine să apelezi. Uitați ce spune aici. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat, cui? Lui Elisei. O familie care s-a aflat în relații bune cu oamenii lui Dumnezeu. O familie care a ținut legătura nu cu starurile din Deva. Nu la zi cu fotbaliștii și la zi cu starurile din filme. O familie care era în legătură și într-o dependență și într-o relație extraordinară cu oamenii lui Dumnezeu. Și ascultați-vă ce vă spun astăzi. Vine ziua în care va trebui să pui mâna pe telefon, să suni pe cineva să te sprijinească în rugăciune. Ce vei face? Soția mea era la prima naștere în spital. Aveam în telefonul meu undeva la 200 și ceva de numere de pocăiți. Nu știu dacă erau toți pocăiți, dar pentecostali erau toți. Și mă gândeam, nu-mi trebuia 200, îmi trebuia numai 10. Ascultați-mă ce vă spun, am găsit cu greu 10 oameni, din ăștia 200 și ceva, la care atunci când le trimit mesajul meu, să fiu sigur că se roagă, unu, nu numai rugăciunea conta, că de rugat ne rugăm toți, dar doi, să fiu sigur că Dumnezeu îi ascultă. Că e mare diferență să te rogi și să ai și un răspuns de la Dumnezeu. Am găsit cu greu, mi-a trebuit vreo jumătate de oră până am găsit 10 oameni. Dar știam că atunci când ne trimis SMS-ul să mă ajute în rugăciune, știam că Dumnezeu va interveni. Și am trimis SMS-ul și știam că atunci când l-au primit, s-au pus pe genunchi. Știam asta prin Duhul. Și vreau să spun, dragii mei, că într-adevăr, Dumnezeu a intervenit. Pentru că e mare lucru în viață când ești în necaz și în probleme să ai la cine să apelezi. Vreau să te întreb astăzi, ca și prieten care ne vizitezi. Tu pe cine ai în viață când ești în necaz? Am ajuns să-i compătimesc în ultimii ani și în ultimele luni, mai ales pe oamenii care n-au altceva decât 112. Nu că e păcat să sun la 112. Dar sunt momente limită în viață când salvarea, chiar dacă vine, nu mai face nimic. Povestea cineva, o familie care atunci, chiar copilul în cauză îmi povestea, când avea un an, o tras pe el undeva într-un sat, în munți, o tras pe el o oală cu apă fiartă. Mama pusese oala jos până a dus vănița și copilul a tras oala. Mergeam, cum spunem noi, în patru labe și a tras oala pe el. Toată partea stângă, piciorul și mâna i-au fost arse. Și părinții au știut un lucru, până sunăm după salvare, până vine salvarea, ne va lua ore întregi, suntem undeva în munți, nu-i asfaltat drumul. Ca să mergem cu el la spital, vecinii erau în urmă cu aproximativ 20 de ani, 20 ceva de ani. Vecinii n-au aici o mașină, ce facem? Și în momentul acela tata au spus, n-avem altă soluție, dar avem pe cineva mai sus decât 112. S-au pus pe genunchi și după o oră au deschis ochii, după o oră de rugăciune au deschis ochii tata și mama. Deși copilul plângea hohote. Și când au deschis ochii, deja o păritură se retresese cu două palme în sus. Când au văzut că Dumnezeu lucrează în timp real, așa de mult li s-a întărit credința acestor oameni, acestor părinți, încât au mai continuat încă două ore în rugăciune. Comparați asta cu trei minute când ne rugăm noi. M-aș întrista să fiu în spital, să aud că biserica din Deva s-a rugat pentru mine 3 minute. Gândiți-vă cum se întristează cei care sunteți în spital și noi ne rugăm pentru ei 3-5 minute. Și spunem, Doamne, lucrează cu minuni și semne. Și Dumnezeu zice, aș lucra cu minuni și semne, dar numai la rugăciuni de o oră minim. După 3 ore, copilul s-a oprit, din plâns s-a oprit și ei din rugăciune, copilul a adormit. Și dimineața,
Asta a fost seara. Dimineața copilul mai avea două bășici. Una pe cot și una pe frunte. Pentru că noi ne lăudăm în viață cu un Dumnezeu care ascultă rugăciunile. Dragii mei care sunteți astăzi aici, vreau să vă întreb pe cine aveți în viața asta? La cine apelați? Unii merg la Gehazi. Eu am prefer să mă duc la Elisei. Unii merg la fiul lui Șeva. Eu prefer să am lângă mine oameni ca Pavel, la care se pot apela. De aceea vă cer ceva astăzi. Rugați-vă pentru slujitorii dumneavoastră. Amin? Amin. Rugați-vă pentru conducerea bisericii. Amin. Rugați-vă pentru oamenii care noaptea sunt treziți de telefoane, care putea păstorul și comitetul să-și încheie telefonul, nu să-l pună pe silent. Dar poate nu, nici măcar poate nu-l pun pe silent. Poate îl dau pe minim să audă un telefon care poate veni în miez de noapte. Și mare lucru în ziua cea grea, să ai pe cineva care să-ți răspundă la telefon. Să ai pe cineva și uitați-vă la noi în biserici de multe ori, dăm pace cu unul cu altul, ce mai faci? Dar oare chiar ne interesează ce mai facem? Ce mai face cel de lângă noi? E mare lucru cel ce te întreabă ce mai faci, să zică mâine sunt cu tine în zi de post, mâine voi fi cu tine într-o zi de jertfă, mâine te voi sprijini în rugăciune. Doamne, mai ridică oameni din ăștia. În al treilea rând. Într-o vreme de criză, într-o vreme de încercare, mai găsesc o binecuvântare pe care noi, ca familii, o avem. Poate tu nu o să ai, sau poate tu nu o ai. Dar noi, ca familii creștine, pocăite, avem binecuvântarea asta. Și uitați care e al treilea binecuvântare. Binecuvântarea de a lucra cu copiii împreună. Binecuvântarea de a lucra cu copiii împreună. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi. Trăim vremuri, dragii mei, când foarte multe familii din afară, eu cred că nu sunt în biserică, închid ușa numai după ei, părinții la ora 10 și copiii vin la ora 5 dimineața acasă. Nu știu cum poți ca tată să te culci și fata să-ți fie la ora 1 noaptea pe stradă. Și am întâlnit caz. Vineam într-o misiune și un băiat și o fată stăteau pe stradă la povești. Din păcate nu citeau Biblia sub stâlpul de lumină public. Dar mă gândeam, ce pot să fac cu o fată la ora 1 noaptea? Sau un băiat? Și vrem binecuvântare în viață, în căsătorie? Nu o să fie așa. Vreau să spun, dragii mei, că această binecuvântare de a lucra cu copiii împreună se manifestă numai acolo unde există disponibilitatea din partea părinților de a face lucruri cu copiii împreună. Mă duc aminte de o fetiță care și-a întrebat tata, era în Statele Unite și a zis, tati, cât câștigi pe oră? Și a zis, tata, eu câștig $50 pe oră. Și fata a zis, tati, aveam undeva la 7-8 anișori. De câteva luni, toți banii care mi-ai dat să-mi cumpăr câte bomboane, i-am pus deoparte. Și mi-am strâns $50, dacă ți-i dau, stai și cu mine o oră. Înțelegeți? Sau trebuie să fiu mai explicit? Copiii tânjesc să-i mai ținem de mână. Copiii tânjesc să ieșim și mi-aduc aminte că eram o priveliște pentru vecini când ieșeam cu toți de mână și mergeam la adunare. Prea multe lucruri în familie facem fără copii. Punem în fața unui computer și eu am un computer nou, asta e păcat acasă. Dar îi punem în fața unor desene, în fața unor filme și ei să crească acolo numai să avem noi pace și liniște în casă. Dar întrebarea mea e, când va avea 18 ani și îți va trânti ușa în față, nu-ți vei da seama că va fi prea târziu să mai spui ceva? Dragii mei, atât de mult îmi place de Avram și de Isaac. Și iar mă întorc la cazul acesta. Putea să zică Isaac, tati, lasă-mă cu ideile astea bătrânești. Auzi, cum să... Deci 3 zile să mă duc până la biserică, dar eu nu vin... Eu stau la 5 minute și nu vin la biserică. O să mă duc 3 zile până la Moria. 3 zile. Tati, du-te tu singur dacă zici că ai prorocit cu Domnul. Lasă-mă, eu am acasă. Ies cu prietenii la mall la un film. Lasă-mă cu poveștile astea, putea să zică Isaac. Dar Isaac e responsabil, Isaac e învățat cu jertfa. Isaac știe că ceea ce spune tata în familie are valoare. Direcția pe care o dă tata e o direcție bună în familie și Isaac merge și la un moment dat îl întreabă pe tatăl lui, nici știind de prorocia care a fost, nici știind de mesajul lui Dumnezeu. Tati, când mergeam al tata la jertfă, parcă mai era și câte un miel. Acum putea să fie Avram un tată iritat, cum suntem noi de multe ori, după 12 ore de lucru. Mai lasă-mă și cu întrebările astea. Du-te acolo și vezi de treabă. Te-a zis că Avram, lasă-mă în pace. Se uită Avram la el.
Și știu că s-o chinuit să răspundă frumos. S-o chinuit. Să-i vorbească frumos, pentru că Avram era măcinat 3 zile, dragii mei. Uneori încercarea durează până ce ajungem la ultimul nivel. S-a uitat Avram la el și a zis, fiule, e adevărat, altă de alți când am mers împreună, era și un miel. Dar astăzi nu pot să spun altceva decât că Dumnezeu va purta de grijă. Eu zic, Doamne, poartă de grijă în familiile noastre. Ca să mai lucrăm cu copiii împreună. Patra binecuvântare care am găsit un text, pentru că nu vreau să o insist, dumneavoastră știți aceste lucruri. Este binecuvântarea de a mai avea un de lemn acasă. M-am întrebat ani de zile și încă mă întreb. Momentul când merge femeia aceasta să-i spune ceai acasă, putea să zică DigiTV, Dolce TV, ceai acasă. Sunt la zi cu 2014 pe tot ce a apărut nou. Am acasă reviste de modă. Vreau să țin pasul, da? Că noi așa vrem în biserică ca biserica și în afară ca și în lume. Cel puțin unii. Ceai acasă. Am 10.000 de euro pus deoparte. Nu, la asta mă refer. Ceai acasă. Și la un moment dat femeia asta spune așa. Mai am acasă. Puțin. Un de lemn. Uitați ce spune aici. Roaba ta n-are acasă decât un vas cu... Vă rog să remarcați cuvântul acesta. Decât. Am înțeles în viața asta. Că întotdeauna decâtul nostru pentru Dumnezeu e suficient. E suficient. Dragii mei, se uită Dumnezeu la tine și se uită Dumnezeu la mine și te întreabă astăzi, ce ai acasă? Ce ai acasă? Uitați-vă că în Evanghelie Dumnezeu, după ce face vindecări prin Iisus Hristos, întotdeauna îi trimite pe oameni unde? Acasă. Ce, ia-ți patul și întoarce-te? Adică du din undelenul ăsta al întâlnirii cu mine, al părtășiei. Du și în familie, du și acasă. Stau și mă întreb astăzi, oare la mea, câți dintre frații de aici sau din mamele de aici vor întreba în timpul mesei, cum mă întrebau pe mine în părinții, ce s-a predicat astăzi? Ce s-a cântat astăzi? Adică ia din undelemnul de la biserică, ia din părtășia cu Dumnezeu și du și în familia ta. Că de prea multe ori spunem, a fost predică superbă, dar nu mișcăm un deget de schimbare. A fost o evangelizare extraordinară. Bun, dar tu cu ce te-ai schimbat? Sau a fost extraordinară pentru alții? Sau a fost bună pentru celălalt? De mult îmi place că în Fapte 1:13 o femeie pe nume Maria avea acasă sus la mansardă o odaie, dar nu pentru home cinema. Avea o odaie de sus. Și atât de binecuvântate sunt familiile. Poate n-au etaj, dar poate la parter au o odaie de sus. Eram în Bucovina și m-am urcat în casa unui proroc. 45 de scaune puse deoparte, sus la mansardă. M-am speriat. Am zis, dar ce e aici? Și-a zis, Cristi, aici am avut cele mai mari revăsări de unde lemn. Tu ce ai acasă astăzi? Te întreb ce ai acasă. Dragii mei, m-am întrebat ani de zile dacă femeia ar fi zis, nu mai am acasă nimic unde lemn, ce ar fi făcut Elisei? E o întrebare foarte interesantă asta pentru mine. Nu vi se pare că întotdeauna Dumnezeu lucrează împreună cu omul? Întotdeauna Dumnezeu zice, ai acasă o Biblie? No, uite, din Biblia aia eu îți împlinesc promisiunile care ți le-am făcut. Mai ai acasă rugăciune cu familia? Dragii mei, frate și surori, vreau să vă întreb, aveți acasă post? Aveți rugăciune acasă? Aveți acasă momentul ăla? Am început să-l am de anul acesta, din 1 ianuarie. La ora 10, împreună cu familia, când nu sunt plecat la evanghelizare, împreună cu soția și cu fetițele, nu ne mai rugăm 5 minute pe zi. Și avem un altar în care cântăm câteva cântări, citim din Scriptură și ne încheiem ziua cu altare familiale. Am ajuns la momentul în care fata de 2 ani jumate, când se apropie ora 10, merge și ia harfa singură. Și tati, hafa, hafa. Și atunci îmi aduc aminte ce scrie atât de frumos. Învață pe copil calea pe care trebuie. Nu e o opțiune, trebuie. Dar trebuie să-ți faci tu partea și eu partea. Ce ai acasă astăzi? Întâlni oameni care au avut acasă tot ce confort ultimul tip. Și nu e un păcat confortul. Mă nu uitați, confortul dăunează grav pocăinței. Nu e un păcat confortul.
Problema e când ai numai confort. Nu e un păcat mașina, problema e când ai numai mașină. Ce ai acasă? Dragii mei, stăteam în apartament în Arad înainte să mă mut în Deva. Deasupra mea, când tata vinea acasă într-o familie nepocăiță, își lua fata în brațe și cânta cântarea "Un elefant se legăna". Fata mea, prima fată, avea câteva luni și o luam și eu jos, stăteam sub ei, o luam în brațe și cântam cântarea "Am o inimă micuță și am dat-o lui Iisus". Au văzut copiii experiențe cu Dumnezeu în casa ta? În ziua când m-am căsătorit, n-am avut mașină la scară din partea părinților, nici casă. Dar am dus din familia mea această dorință a pocăinței și soția mi-a făcut la fel, de a trăi o pocăință frumoasă în casa noastră, pentru că am avut experiențe cu Dumnezeu în casa noastră. Femeia asta a închis într-o zi ușa după ei, după ea și după copiii ei. Și eu cred un lucru, și dacă vine cineva și îi punea pistolul la copil la cap, să zică te lapezi Dumnezeu, ar fi zis copilul peste ani, nici vorba. Că eu cu mama, când tata a fost mort, noi cu mama am văzut cum Dumnezeu a coborât în casa noastră. Dragii mei, în ultimul rând, și asta e cea mai mare binecuvântare, și o întâlnesc, ascultați-mă, cel mai puțin, e binecuvântarea de a asculta pe Dumnezeu în toate. Uitați ce spune aici textul. Au umplut vasele cu un de lemn și spune în versetul 7, ea s-a dus, femeia, de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta și el a zis, du-te de vinde un de lemnul și plătește-ți datoria, iar cu ceva rămâne vei trăi tu și fiii tăi. Și eu vă întreb pe dumneavoastră, pentru că sunteți oameni maturi, trebuie să ai mare IQ sau inteligență, că atunci când vezi niște vase pline cu un de lemn să știi ce să faci cu ele. Putea să zică, cum zic mulți din biserici sau din adunări, până aici a fost suficient, frate păstor, nu te mai băga în familia mea, e suficient. Dacă am ieșit din criză, dacă m-a vindecat Domnul, nu mă mai întreba când vin la biserică. Lasă-mă în pace. Femeia asta însă vede minunea întâmplându-se în familia ei și merge din nou la omul Domnului și întreabă, ce să fac cu undele noastră? Asta înseamnă ascultare de Dumnezeu în toate. Să nu faci, să nu-ți dorești să faci un pas în viață fără Dumnezeu. Să nu iei decizii doar prin inteligența ta. Nu era greu să meargă singură să vândă un de lemn, nu. Dar o zis femeia asta, eu vreau să fiu sigură că e voia lui Dumnezeu să vând un de lemnul acesta. Dragii mei, spunea fratele Iosif Ivanca, unul din frații care mi-au fost mentori în viață și lângă care am crescut, 95% dintre frații penticostali, pocăiți, îl ascultă pe Dumnezeu parțial. Și o mică, 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 mică parte îl ascultă pe Dumnezeu în toate. O venit în roboga la Iisus și într-un timp spunea, m-aș bucura să am în cor sau în slujire astfel de tineri. Să zic, moral, nu? Putea să zică Iisus că de tânăr bogat, știu că ai o problemă cu banii, cu prea mulți la tine și prea puțin la alții. Dar putea să zică Iisus, stai câți 3 ani în cor și îți revii tu în 3 ani. Iisus îi spune, îți mai lipsește un lucru și vor fi oameni în iad la care le va lipsi un singur lucru. Dragii mei, vă întreb în această seară, în această dimineață, aveți în familia voastră această binecuvântare de a asculta pe Dumnezeu în toate? O să ne apropiem de final și noi și m-aș bucura să avem expresiile lui Pavel și vă spun numai una dintre ele. Auziți ce spune Pavel la un moment dat? Călcați pe urmele mele. Stau tremurând în fața voastră și mă gândesc dacă o să pot să-i spun fetei mele și fetiților mele, dacă nu vine Domnul când voi fi în vârstă, călcați pe urmele mele. Întrucât și eu calc pe al lui Hristos. Tu poți să-i spui asta copilului tău. Te poate copia copilul la Indigo, să zic așa, și să facă ce ai făcut tu în viață? Am întâlnit oameni care au zis, nu contează că nu-L ascultă Dumnezeu în toate, faptul că eu slujesc într-o zi mă bagă în cer. Fals! Spunea cineva atât de frumos, nu poți recompensa prin slujire ceea ce pierzi prin neascultare.
De exemplu, vă dau un exemplu, dacă eu mint acasă, mint soția, eu pot să predic în toate bisericile din România că oricum merg în iad. Oricum merg în iad. Dacă eu nu trăiesc o pocăință reală cu Dumnezeu în fiecare zi și tu nu trăiești o pocăință reală cu Dumnezeu în fiecare zi, poți să faci orice slujbă, că Matei 7 te va întâmpina în față. Doamne, n-am făcut, ai făcut. Dar nu m-ai ascultat pe mine în toate, n-ai depins de mine în toate. Mă apropii de încheiere și știu că veți spune, frate Cristi, suntem în criză, suntem în probleme, suntem în încercări. Dar vreau să vă cer ceva cu toată responsabilitatea, și anume, verificați-vă, vă rog, bine cuvântările pe care le aveți acasă. Prea de multe ori ne plângem că nu suntem suficient de sus. Prea de multe ori spunem, eu n-am nimic, vai și-o mar de apartamentul meu, scriam aici pe bancă câteva gânduri. Îmi doresc o familie în care să fie, în primul rând, un cămin și apoi o casă. Sunt unii poate care stați în chirie. Nu e asta problema mare. Dacă ai un cămin în casa ta, ești ceva extraordinar. E ceva extraordinar. Sunt unii care au căsnicie. Eu mi-aș dori toate familiile din Deva să aibă căsnicie. Sunt unii pentru care copiii s-o povară și sunt unii pentru care copiii s-o binecuvântare. Spunem Psalmul 5, dacă nu greșesc. Chestu zi. Când poate vor cădea multe linii de apărare. Dar copiii noștri vor sta și au zis din gura celor care sug la piept. Ți-ai scos o întăritură de apărare. Dragii mei, ascultați-mă, viața oricum trece. Și astăzi vecinii tăi te bârfesc. Astăzi neamurile tale te arată cu degetul. Dar ascultați-mă ce vă spun și vreau să fie o provocare pentru toți prietenii asta. Viața oricum trece. Dar contează cum trece. Atât de mult îmi place experiența care am avut-o în familia noastră. Un mare vameș, vecin cu noi, și-a ridicat casa în 3 luni de zile. Totdeauna vinea cu supliment acasă. Da? Cu chitanțe în plus, tăiate. Și-a mers repede la el casă. Mașina și-a schimbat-o la 2-3 luni. Am fost 9 copii la părinți. Suntem 9 copii la părinți și casa noastră încă nu-i gata. Casa părinților mei nu-i gata încă. S-a făcut în 20 de ani. Cum s-a putut? Tot cât de puțin. Și uneori mama mea și tatăl meu se uitau peste gard. Și trebuia să fii tare pocăit, să nu crească în tine un strop de invidie. Nu? Adică, cum a zis Psalmul 73, noi tragem greu și la alții le merge bine. Și părinții mei se uitau peste gard să vadă cum merge treaba. Până într-o zi. Știți care a fost ziua aia? Mă aud prietenii astăzi. Când la ușa noastră a bătut vecina și a zis către tatăl meu, nu iei, te rog, un topor să spargi ușa de la apartament pentru că soțul meu e de 2 luni în coma alcoolică. Opa! Deci nu e chiar așa frumos, nu? A fost altă zi în care au zis nu vii să îl speli pe soțul meu că de 3 săptămâni, 4 săptămâni. Și eu am fost să-l ridic. Ascultați-mă, eu am fost să-l ridic. Nu vă exprim cum era, nu vă pot spune la învon cum arăta camera aceea. Și am crezut că-s binecuvântați. Dar banul și mașina nu înseamnă neapărat binecuvântare. Pentru Avram a fost binecuvântare, pentru Lot a fost blestem. Ceea ce vezi la exterior nu înseamnă adevărata față. Undeva în interior există ceva mai profund. Și ne-a spus vecina într-o zi. Noi, ea nu știa că noi ne uităm la ea. Și noi nu știam că ea se uită la noi. O zis, mi-aș da orice, ca singurul copil care l-am, să meargă la biserică cum merg copiii voștri nouă. Aș da orice să am pacea care ați avut voi și o care aveți voi în familie. Aș da orice ca bărbatul meu să fie un bărbat responsabil, cu frică de Dumnezeu, pentru că avea habar de pocăință când a fost mic, a fost într-o biserică de pocăiți și știa ce vorbește. Dar au zis, ne-am dorit numai bani în viață, numai exterior, numai să impresionăm. Și astăzi avem 0-uri. A fost dat afară vameșul din servici. Acest om. Pentru că nu poți continua cu comai alcoolice mereu și să lipsești de la servici. Astăzi casa lor s-a oprit. Nu mai putut să te încuiască că nu mai veni banul. Mașina a rămas aceeași. Dar căminul nostru o mers mai departe.
Nu știu ce bucurie vei avea în viață când se va încheia totul. Nu știu cu ce vor rămâne copiii tăi în memorie. Dar m-aș bucura, și a spus soției și a spus soției mele mereu, primul cu care termină Dumnezeu de modelat, pleacă. Și asta se sperește, zice că Iisus nu mai vorbi așa. Asta e realitatea. Poate Dumnezeu termină cu tine, mai rămâne ea vreo 20 de ani să o tot modelezi Dumnezeu, să tot dea de pe ea zgura jos sau invers. Nu știu ce vor fi cu copiii noștri mâine. Dar știu că psalmul acesta e adevărat. Ei nu vor rămâne de rușine. Și mi-aduc aminte când am încheiat liceul. Uneori am mers cu pâine, cu unt și cu sare la școală. Și mi-aș fi dorit să mănânc pâine cu unt și cu Kaiser, cum avea patronul de la hotel, care era coleg cu mine în bancă. Uneori am mers doar cu pâine cu gem. Nu cu cașcaval și brânză și alte lucruri care acum le am, să zic așa. Dar dacă mă uit la soartă de la urma celor răi, acelor care au vrut să le fie ușor aici, și am înțeles, dragii mei, ceva, nu ne poate fi ușor și aici și dincolo. Aici ne va fi greu și dincolo ne va fi ușor. Și dacă aici e ușor, dincolo îți va fi greu. Și ziua când am încheiat liceul, după 8 ani de colegiat cu o fată care fusese cu mine din același cartier, noi meream în centru la școală, eram necăjit că luasem premiul 2 și ea lua premiul 1. Azi nu știu dacă se mai necăjește cineva pentru asta. Azi te bucur dacă nu ești repetent. Dar eu eram necăjit că n-am luat premiul 1. Și ascultați, ca să vedeți că psalmul ăsta e adevărat, ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașilor la poartă. În ultima zi din școală. S-a uitat la mine fata asta și a zis, Cristi, nu mai fi necăjit că nu e primul întâi. 8 ani de zile fata asta a fost eminentă, a fost sclipitoare, primul întâi zilnic. O zis, Cristi, nu mai fi necăjit că nu e primul, nu mai fi necăjit că nu e primul întâi. O zis, chiar dacă e primul doi, tu ai un Dumnezeu. M-am prăbușit. Și mi-am dat seama că cei care trăiesc cu Dumnezeu vor avea într-o zi mărturia aceasta venită chiar de pe buzele unui om care nu cunoaște pe Dumnezeu. O zis, noi amândoi o să stăm la un birou în viață, că amândoi am învățat bine, dar tu vei sta la birou cu Dumnezeu. Ea o zis către mine, eu nu l-am pe Dumnezeu ăsta. Și mi-e frică de viața care îmi stă înainte fără Dumnezeu. Închei cu versurile poetului și care m-aș bucura să fie o bucurie pentru toată biserica și pentru o hotărâre nouă. Spunea poetul, referitor la familia lui, la binecuvântările din familia lui, așa adesea mă surprind plângând de bucurie. Că-i casa mea acolo lângă tine, bunicii cu înțelepciunea lor despre ce-i bine, tata, cel care a fost cu truda pe pământ și mama și copiii toți sunt. De un singur lucru însă m-aș tulbula când va lipsi de acolo cineva. De aceea în fiecare seară și în fiecare zi strâng pe toți și fac mănânc de bucurii. Cu ungerii fac prieteni și trec pe toți din stea în stea. Ascultă, Doamne, ruga mea și mută în ceruri toată casa mea.